dacă tot vine sfârșitul de an, am decis să vă prezint ultimul episod pe 2018 cu jocuri noi apărute pentru telefoanele cu Android. Jocurile, după cum știți, sunt gratuite și le puteți descărca și voi direct din linkurile din descriere. Iar dacă v-ați întrebat de ce vă repet acest lucru de fiecare dată, este pentru că mulți nu citesc descrierea și nu știu cum se numește sau de unde se pot descărca aceste jocuri sau aplicații prezentate în videouri. Nu uitați că spre sfârșitul episodului, în colțul din dreapta sus, vă va apărea un sondaj unde voi veți vota care joc își merită poziția întâi dintre cele prezentate din acest video. Și să nu mai pierdem timpul, să-i dăm drumul! Primul joc din acest episod este unul dedicat pasionaților de biciclete, aventură prin natură și mountain bike. Cred că v-ați dat seama că în acest joc trebuie să parcurgeți un traseu din ce în ce mai complex, cu diferite scheme de sărituri, coborâri, curbe și lista continuă. Jocul este realizat destul de bine, îmi place că dispune de o grafică destul de reușită pentru spațiul pe care îl ocupă, lucru pe care îl veți afla puțin mai târziu. La acest joc îți dă posibilitatea să-ți echipezi cum vrei personajul și să-ți upgradezi bicicleta, dar asta după ce parcurgi din ce în ce mai multe trasee, câștigându-le prin terminarea cursei într-un timp cât mai mic decât al participanților. Acesta se numește Bike Unchained 2. Nu este nevoie de gesturi complexe pentru a manevra bicicleta, ci doar prin simple apăsări rapide pe ecran, ce va pedala în timp ce urci sau să ții apăsa pe ecran pentru a coborâ mai repede și așa mai departe. Îmi place că poți alege din 4 scene de joc: Special Events, Championship, Sloopy Style și concurența dintre participanți bazat pe timp. Jocul ajunge să ocupe un spațiu total în jur de 880 de MB și se poate instala și pe telefoanele ce dispun de versiunea minimă de Android, de la 6.0 până la ultima versiune. Următorul joc face parte din topul celor mai instalate jocuri din lume. Mai exact, este realizat de către dezvoltatorul Supercell, care a reușit să realizeze jocuri precum Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale și High Day, având zeci de milioane de instalări pe dispozitive atât pe Android cât și iOS. Deci, așteptați-vă și de la acest joc să fie unul care creează dependență. De această dată, dezvoltatorul a schimbat din nou stilul de joc. Nu mai avem unul de strategie precum a fost Clash of Clans sau precum Clash Royale, ci avem 3 vs 3 cu un stil MMO, unde te vei lupta contra 3 persoane diferite cu fel de fel de puteri pe care le dobândiți după strângerea cât mai multor inamici doborâți. Harta conține atât pereți cât și stuf unde te poți ascunde sau feri de împușcăturile participanților. Acesta se numește Brawl Stars. Totuși, este un joc ce face parte din categoria acțiune cât și arcade, unde vei ajunge să capeți puteri după ce joci din ce în ce mai mult. Vei ajunge să deschizi cufere cu diferite abilități, ce te vor ajuta să dobori mai mulți adversari. Ce îmi place mai nou este că acum, practic, formezi o echipă din alți 2 membri împotriva altor 3. Mai multe detalii le puteți găsi și voi instalându-l. Așa că, dacă doriți să fiți dependenți de acest joc, linkul îl aveți în descriere. Însă, trebuie să dispuneți de un spațiu total de 500 de MB și să dispuneți de o versiune minimă de Android de la 4.3 până la ultima versiune. La cel de-al treilea, schimbăm puțin scena de joc. Mai exact, suntem un pilot de Formula 1. Respectiv, avem un joc bazat pe curse de mașini de Formula 1, unde am fost surprins plăcut datorită graficii acestuia, cât și a unghiurilor de vizualizare în timp ce conduci respectiva mașină. Mai exact, avem unghiuri din interiorul, deasupra, cât și din fața mașinii, ce mi-au plăcut foarte mult să le aleg după bunul plac. De la prima instalare am fost atât de plăcut impresionat de acest joc, încât am fost hipnotizat aproape 2 ore fără să-mi dau seama cât de repede a putut să treacă timpul. Acesta se numește F1 Mobile Racing. Acesta este un joc multiplayer 1 vs 1, ce poate fi jucat cu persoane de oriunde de pe glob, dispunând de 3 moduri de conducere: prin înclinarea telefonului, prin apăsarea pe ecran sau cu un volan pe ecran, ce nu prea recomand, din cauza că este foarte greu de manevrat.
Singura regulă din acest joc este să fii cel mai bun. Câștigă într-un timp cât mai scurt și vei avea posibilitatea pentru a putea upgrada mașina, cât și a achiziționa una mai rapidă. Acesta ajunge să ocupe un spațiu total de 1 GB și se poate instala și pe telefoanele ce dispun de versiunea minimă de Android de la 4.3 până la ultima versiune. Dacă tot suntem la jocuri cu mașini, haide să trecem la următorul ce face parte tot din aceeași categorie. Dacă ești pasionat de filme Fast and Furious, iată că a apărut acum și jocul în același stil. Un joc ce concurezi împreună cu alți 3 participanți ce trebuie să parcurgi traseul într-un ritm cât mai alert. Cu cât faceți mai multe drifturi, cât și mai multe pagube pe traseu, îți va încărca bara de nos ce te va propulsa cu o viteză foarte mare. Un joc distractiv ce dispune de misiuni atât ușoare cât și complicate. Acesta se numește Fast and Furious Takedown. Jocul nu dispune de cea mai bună grafică, însă pot spune că stilul de joc este unul interesant, deoarece cu un singur deget pe ecran manevrezi și mașina cât și viteza. Este destul de complicat până te obișnuiești, dar după o perioadă îți va fi foarte ușor de manevrat. Cu cât concurezi mai mult și câștigi primele poziții, poți achiziționa diferite mașini mai puternice, făcând ca acest joc să fie unul mult mai competitiv. Acesta ajunge să ocupe un spațiu total de 385 de MB și se poate instala și pe telefoanele ce dispun de versiunea minimă de Android de la 5.0 până la ultima versiune. Ultimul joc din acest episod este unul din categoria puzzle, unde îți va pune mintea la contribuție. Nu! Nu este un joc de matematică, ci unul distractiv de imaginație și gândire. Mai exact, este un puzzle interesant unde trebuie să parcurgeți un traseu prin diferite porți ce sunt închise, iar voi trebuie să realizați diferite combinații pentru a reuși să deschideți acele porți. Nu vă gândiți că este un joc ușor precum la început. Nivelul de dificultate crește odată cu înaintarea în timp, iar acesta se numește Faraway 4. Acest joc dispune de o mulțime de puzzle-uri complexe și un design cu imagini din Egipt, cu temple foarte bine realizate. Îmi place că îți pune puțin mintea la contribuție cu diferite combinații cu manete, pârghii și lista continuă. Pe ansamblu, chiar vi-l recomand să-l jucați barem câteva ore până vă obișnuiți, apoi să vedeți că este unul distractiv. Acesta ajunge să ocupe un spațiu total de 135 de MB și se poate instala și pe telefoanele ce dispun de versiunea minimă de Android de la 4.1 până la ultima versiune. Cam acestea au fost ultimele 5 jocuri postate pe anul acesta pe canalul Android Info. Promit că din anul viitor voi încerca dublarea numărului de postări, atât cu jocuri cât și cele cu aplicații, dar nu în ultimul rând și cele cu gadgeturi. Așa că nu uita să mă susțineți cu un like și un share la acest video. Eu am fost Mihai, gazda acestui canal Android Info. Pe curând!